Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin, puțin cum ar trebui să avem o relație sănătoasă. O relație sănătoasă, dragii mei, este o relație în care există o încredere de plină, sinceritate, respect, compasiune, respect reciproc, iertare. Trebuie să avem o viziune comună și, bineînțeles, niște interese interese comune. Dar asta nu înseamnă să nu avem opinii diferite sau, mă rog, să avem niște momente dificile, deci, în relația noastră. Că, pentru că așa este viața, da? O relație sănătoasă este. O relație când îl iubești de nu mai poți pe, 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 celălalt și faci atunci diverse, diverse lucruri, gesturi pentru, pentru, a întreține acea, acea iubire, pentru a o menține vie. Oferi. În iubire oferi fără așteptări. Ești atent la ceea ce îi place celelalte persoane. Și este important să faci asta indiferent de de vechimea relației. Într-o relație sănătoasă, continui atunci să să cauți diverse moduri în care în care să ai acea conexiune uh, directă între tine și persoana respectivă. Uh, ești uh, Dispus să lucrezi la acea persoană, la acea relație sănătoasă cu, cu, cu omul cu care vrei să-ți petreci viața. Pentru că e necesar să lucrezi pentru a o cultiva, a cultiva o astfel de relație. Dragii mei, o astfel de relație este ceva viu. Este într-o continuă dinamică, trebuie hrănită ea, trebuie întreținută. Uh, niciodată nu trebuie să ai o, o uh, cum să spun, o atitudine pasivă. Uh, și să ai așteptări ca de la început, vezi, Doamne, relația ta să fie extraordinar de minunată până la sfârșit. Pentru că dacă, dacă nu ai grijă de relația ta până la sfârșit, îți garantez că se strică. Este necesar întotdeauna să cauți moduri, moduri diferite de a, a susține relația ta cu partenerul dorit, în care uh, îți poți crea amintiri frumoase, uh, uh, chiar dacă. Înseamnă să faceți lucruri împreună pe care, mă rog, alții le-ar considera niște prostii. Dar, ține minte, aceste lucruri îți va umple inima ta de bucurie. Și cum să ai o relație sănătoasă? Există diverse moduri, dar numai să ai răbdare și să vrei. În primul rând, ce e de bază, dragii mei? Comunicarea. Comunicați, comunicați și iar comunicați. Vorbiți cu cel pe care îl iubiți, de ce vă place. Vorbiți chiar și despre fricile voastre, fiindcă voi vă schimbați cu fiecare zi ce trece. Și mai ales fiți cât se poate de sincer. În ceea ce Împărțiți cu persoana respectivă. Un alt lucru important este să fiți prezenți în relația voastră. Dacă aveți o relație frumoasă, sănătoasă, cu persoana iubită, este necesar să fiți acolo prezenți. Atât din punct de vedere fizic, emoțional, mental și spiritual. Fiți atent ca nu cumva alte activități, lucruri, să, să vă capteze atenția de la acea relație. Pentru că atunci fi sigur că nu va mai fi prioritatea ta. Dacă într-o anumită perioadă vă investiți mai, mai, cea mai mare parte din, din timp. Și aici mă refer la, la atenție, la uh, energie, uh, mă rog, în alte lucruri care sunt mai urgente. Nu uita să comunicați cu acea persoană și să-i spuneți, bineînțeles, despre ce e vorba, despre ce uh, îți captează ție atenția la acel moment. Pentru că ea trebuie să știe chiar dacă, chiar mă, dacă nu-i place, dacă nu-i convine acest lucru, măcar trebuie să știe că voi, voi rămâneți prezent în viața lui sau a ei. Dar pe moment, mă rog, au intervenit câteva lucruri care trebuie rezolvate. Deci, iubiți și comunicați. Acesta este clipul de astăzi. Dragii mei, vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine. Vă iubesc și vă îmbrățișez cu tot dragul. Pe mine mă găsiți pe pagina mea de Facebook, Gabriela Ilinca, pe canalul meu de YouTube, Gabriela Ilinca Aron, Gabi Gabriela Viața, pe blogul meu Viața, alte bloguri spirituale, Reiki Usui, Gabriela Ilinca Reiki, terapii spirituale și inițieri și mesaje dincolo de viață. Dragii mei, mi-au la revedere de la voi! Vă transmit din suflet lumină și iubire! Pe curând, dragii mei! Vă sărut!